O altă metodă de înmulțire a viței de vie este aceea de a pune sâmburii din struguri la încolțit. Această metodă este cea mai eficientă pe termen lung. Plantele astfel obținute au cea mai mare rezistență la boli, la dăunători și sunt cele mai longevive. Astfel de plante obținute din sâmburi au o durată de viață de peste 70, 80, 100 de ani. Așa că merită așteptat, merită încercat, pentru că vom obține astfel plante foarte sănătoase și foarte rezistente, cu o durată foarte mare de timp. Așa că haide să vedem cum procedăm. Astăzi am extras mustul și bineînțeles că au rezultat foarte mulți sâmburi. Din acești sâmburi voi lua la întâmplare sâmburi și îi voi pune în pământ, în aceste alveole, în aceste cofraje din carton de ouă. Am să pun câte 3-4 sâmburi în fiecare alveolă. Trebuie doar ca acești sâmburi să fie în contact ferm cu pământul. Nimic special. Nu contează, luați la întâmplare 4, 5. Sâmburi. Este loc suficient. Aici am luat și cu pulpă, dar nu e problemă. Cu cât sunt mai mulți, cu atât rata noastră de prindere este mai mare. Aici mai am încă o alveolă. Prin această metodă obținem foarte ușor peste 100 de noi plante. Așa cum am spus, plantele astfel obținute sunt foarte rezistente, pentru că au codul genetic complet din sămânță. Este metoda prin care natura se perpetuează și nu a dat greș niciodată. Uitați cât de simplu. Am să mai iau o cană cu pământ din grădină și am să pun să-i acopăr ușor. Am adus să iau pământ și revin. Am adus pământ, îl luăm și punem deasupra. Pentru ca sâmburii noștri să fie acoperiți, să fie în contact ferm cu pământul. Și aici procedăm la fel. Fără mari pretenții, fără mari finețuri, punem pământul, acoperim sâmburii și acum trebuie să iau apă. Am adus și apă
și udăm ușor peste tot. Dacă vedem că au ieșit la suprafață, îi apăsăm și gata. După ce am făcut această operațiune, închidem capacul și îi punem la păstrat într-un loc relativ călduros, unde temperatura să fie peste 10 grade, între 10 și 20 de grade. După ce am pus semințele în cofrajele cu pământ, cofrajele de ouă, am să pun aceste cofraje într-un loc ferit. Eu am să le duc în beci, unde temperatura este constantă undeva la 17 grade. Este o temperatură bună pentru germinat semințe și le voi lăsa acolo până când voi avea semne de viață din partea acestor semințe. Am adus în beci cutiile noastre care conțin sâmburii de struguri. Am să le las aici, alături de damigene, și am să le verific o dată la o lună. Fiind toamnă și urmând iarna, este posibil ca aceste semințe să fie în perioada de repaus, să doarmă, și abia la primăvară să primească semnalul de la natură și abia atunci să înrădăcineze. Dar nu este nicio problemă. Dacă nu înrădăcinează, dacă nu germinează aceste semințe până la primăvară, avem a doua modalitate. Procedura numărul 2 constă în faptul de a păstra aceste semințe peste iarnă. Dar aceste semințe, înainte de a fi puse la păstrat, este indicat să fie spălate. Pentru că prin spălare îndepărtăm concentrația de zahăr care este acum prezentă în jurul lor, pentru că ele provin din must și au foarte mult zahăr în jurul lor. Se spală bine în 2, 3, 4, 5 ape până când semințele rămân curate. Am spălat semințele în 4 ape și acum le așez pe o cârpă în magazie. Este important ca după ce le spălați să le întindeți ca ele să se usuce, pentru că altfel vor mucegăi. Nimic mai simplu, le las în magazie pentru cel puțin o săptămână, timp în care se vor usca. Iar după uscare le voi pune într-o pungă de hârtie sau într-un tifon și le voi păstra până la primăvară, când voi relua procedeul, începând din luna martie, așa cum v-am arătat în prima parte. Încercat aceste procedee. Sunt metode simple, dar foarte eficiente, prin care vă puteți obține lăstarii de care aveți nevoie în gospodărie. Încercați toate metodele, atât prin înrădăcinarea corzilor, prin marcotaj direct sau prin semințe. Aveți 3 metode care sunt verificate în timp, nu numai de mine, ci de specialiști adevărați,
Și funcționează. Încercați și voi. E simplu. Până data viitoare să fiți sănătoși. Numai bine.